am adunat astăzi să expunem publicului proiectele noastre organizate cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului, care se desfășoară anual în toate țările semnatare ale Convenției Culturale Europene. În această sală este prezent domnul ministru Sergiu Prodan. Prodan. Domnul secretar de stat Ion Budeci, domnul Vlad Bolnic, directorul Agenției Naționale Arheologice, domnul Oleg Volontir, director artistic al Centrului Național pentru Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural și Material, domnul Tudor Sclernea, director general al Muzeului Național de Artă, domnul Dumitru Ierenciuc, directorul interimar al Agenției pentru Respectarea Monumentelor, domnul Ion Ciobanu, directorul Rezervației Cultural Naturale Orhiei Vechi, doamna Maria Șeptiți, director general al Muzeului Național de Literatură Miretul Domnicianu, domnul Petru Vico, director general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Domnul ministru Sergiu Prodan va prezenta conceptul general al Zilelor Europene ale Patrimoniului. Mulțumesc, Mariana Mischievca, colaborator al Ministerului Culturii, Direcția Patrimoniului. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru prezență, vreau să mulțumesc colegilor prezenți aici pentru pregătirea acestui eveniment și vreau să mulțumesc reprezentanților mass media pentru că au dat curs invitației noastre și sunt într-un număr atât de impunător astăzi prezența aici. Sperăm să vă livrăm informație importantă, interesantă societății. Ne aflăm în incinta nouă, într-o clădire veche, totuși istorică, dar în incinta nouă a Ministerului Culturii. Ministerul Culturii și-a schimbat adresa, sediul. Deja ne aflăm aici, pe strada Nicolae Iorga 21, dar suntem și de vis-a-vis Nicolae Iorga 24. Ne-am mutat încoace recent, mulți ne întreabă cum, ce, o să răspundem la toate întrebările pe care vă interesează. Ceea ce vreau să comunic acum, noi suntem în plin proces de mutare, de instalare, de aceea atunci când vom finisa acest proces, sperăm să avem o ocazie să invităm toți colegii și reprezentanții mass media, astfel ca toată societatea, de fapt, să știe unde se află Ministerul Culturii, unde trebuie să vină cei care au de comunicat ceva, care au probleme de rezolvat la Ministerul Culturii. Accesul în Ministerul Culturii deja va fi mult mai facil, deja vom fi mult mai aproape de toți cetățenii noștri și toți vor putea să adreseze întrebări. Vă mulțumesc! O să rog pe colegii, vor prezenta, de fapt, tot programul dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului. Avem în acest an un program foarte consistent. Avem acțiuni în fiecare instituție subordonată Ministerului, muzee, Centrul de Protejare a Patrimoniului, etc. Dar fiecare coleg își va prezenta programul. Eu vreau să, folosindu-mă de această ocazie, să vă informez că, de fapt, în această lună, în luna septembrie, nu e singurul eveniment de importanță major în domeniul culturii. Avem o lună extrem de concentrată. În plină desfășurare este festivalul de muzică, de operă și balet Maria Bieșu. Iată, și festivaluri de muzică avem. Cu ocazia Zilei Patrimoniului o să avem pe data de 14 un eveniment important despre care să vă vorbim legat de muzică. Vom avea deschiderea reuniunii, de fapt reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Anul acesta este un an deosebit, deci eu deschid paranteze folosindu-mă de această ocazie. Va fi un an deosebit pentru că vor participa, de fapt, toate teatrele naționale din România. Și nu doar. În acest an, în calitate de oaspete de onoare, de fapt, încheierea festivalului se va produce cu prezentarea unui spectacol
de către Teatrul Național de Dramă din Kiev. Va fi o piesă de Shakespeare prezentată la Teatrul Național Mihai Eminescu. De fapt, închiderea festivalului. Prin aceasta noi vrem să ne exprimăm și să subliniem o dată în plus susținerea noastră pe care o acordăm din suflet poporului ucrainean care se confruntă cu acest război nedrept și în mod special patrimoniului cultural din Ucraina care este distrus cu barbarie astăzi și artiștilor, oamenilor de cultură din Ucraina care, iată, activează în instituțiile din Republica Moldova și grație deciziilor luate în cadrul guvernului, artiștii, nu numai artiștii, dar în cazul de față vorbim despre artiști, artiștii din Ucraina se bucură de aceleași drepturi de angajare în câmpul muncii ca și artiștii din Republica Moldova. Deci suntem împreună, suntem alături, susținem Ucraina din toate punctele de vedere și această închidere a festivalului este un eveniment în plus dedicat acestui lucru. A avut loc deja concertul Orchestrei Simfonice a Operei din Odessa, care iată, în trecere în turneul european a dat un concert la Sala Republicii, la Palatul Republicii aici în Chișinău. Avem și multe alte evenimente despre care vor vorbi colegii în cadrul zilelor europene ale patrimoniului. Ceea ce ține de Ministerul Culturii va avea loc mâine, de fapt poimâine, pe 14, ședința comună a comisiilor UNESCO a Ministerului Culturii din România și a Ministerului Culturii din Republica Moldova, pentru că împreună am depus un dosar de înregistrare a patrimoniului mondial pentru înregistrare în acest patrimoniu a cămașii cu altiță, Republica Moldova și România, sau mai bine zis România și Republica Moldova, după cum figurează în actele oficiale și după cum sunt liderii de proiect. O să rog pe domnul secretar de stat Ion Budeci să ne spună câteva cuvinte despre acest dosar și despre importanța patrimoniului în general în țara noastră și în Ministerul Culturii. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați oaspeți! Cu ziua europeană, a patrimoniului, vreau să aduc foarte mari mulțumiri tuturor celor care s-au implicat și sper că evenimentele care sunt organizate de instituțiile din subordine, inclusiv și de Ministerul Culturii, va contribui ca fiecare cetățean cumva să-i se aprindă flacăra în fundul inimii pentru a promova patrimoniul, pentru a-l proteja și totodată aceasta ne va face ca să putem să transmitem acest patrimoniu generațiilor următoare. Mulțumesc. Da, vă rog, Mariana, dumneavoastră oferiți cuvânt colegilor pentru... Ceremonia de lansare Zilelor Europene ale Patrimoniului va avea loc mâine, pe data de 13 septembrie, la Muzeul Național de Etnografie și Istoria Naturală. Și vă rog pe domnul Vicol să prezinte conceptul evenimentului de mâine, dar și celorlalte evenimente care vor avea loc. Da, mulțumesc, stimate domnule ministru, stimate domnule secretar de stat, stimați colegi, dragă mass media. Într-adevăr, pe 13 septembrie, mâine la ora 15, va avea loc deschiderea Zilelor Europene ale Patrimoniului la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Încercăm, prin acest eveniment, încercăm să punem în valoare, în primul rând, patrimoniul expus. Deci vrem să punem puterea ministrului în valoare patrimoniului expus și în special sala numărul 2 a muzeului, pe care o numim Sala Natura. Deci, așa cum am anunțat anterior, acum 2 luni de zile am inițiat un proiect de restaurare, reabilitare a acestei săli, dar și accesului principal în clădirea muzeului.
Am reușit în acest timp să finalizăm lucrările de reparație și această sală, care este una foarte solicitată, în special de copii, arată astăzi altfel. Tabanul arată unul curat. Am pus în evidență podeaua, care a fost o perioadă lungă de timp ascunsă, deci acea podea originală executat în 1903-1905 din plăci de pirogranit, sunt originale și arată frumos. De asemenea, toate piesele expuse au fost supuse unor lucrări de conservare, de restaurare, deci de ce nu într-un detaliu, vă așteptăm pe toți mâine la ora 15, în cadrul evenimentului. Avem mai mulți invitați, de asemenea avem și un program artistic. Centrul de Cultură Răstăreii vor prezenta un program artistic, de aceea vă invităm să fiți cu noi împreună mâine, începând cu ora 15 la muzeu. Dar vreau să vorbesc și despre alte evenimente la care muzeul le organizează. În primul rând vreau să pun accent pe evenimentul care s-a desfășurat săptămâna trecută la Muzeul Țăranului Român din București, pe data de 8 septembrie, împreună cu colegii de la acest prestigios muzeu din România, am vernisat expoziția Țesarea Lumii, scoarțe din patrimoniul ambelor muzeului, expoziție foarte și foarte frumoasă, a fost foarte multă lume, corp diplomatic de la București, oficialități din cadrul ministerilor Guvernului României, deci a fost un eveniment foarte frumos, am expus 37 de scoarțe vechi din patrimoniul muzeului. De aceea vă invit să accesați site-ul și pagina de socializare a acestui muzeu, să vedeți cât de frumos arată expoziția noastră. Și un moment foarte important pe care vreau să-l menționez, în cadrul acestui eveniment, această expoziție a fost expusă și o ladă de zestre din secolul XIX. Este o ladă de zestre cu o încărcătură istorică extraordinară. Această ladă a aparținut cunoscutului istoric teolog Paul Mihail din Basarabia, născut la Cornova Orhei. Deci în 1940, când unde lui s-a refugiat din Basarabia în România, deci în această ladă de zestre a pus toate documentele, manuscrisele pe care dânsul teolog le-a valorificat în părerile sale. Deci doamna Zamfira Mihail, proprietara, fiica lui Paul Mihail și proprietara acestei lăzi de zestre, și-a dorit foarte mult ca această ladă să fie expusă în cadrul expoziției și chiar și-a anunțat intenția de a o dona muzeului nostru. Pe lângă aceasta, mai donează și peste 1000 de titluri de carte din biblioteca proprie. Deci așa, deci noi am început sărbătorirea Zilei Europene al Patrimoniului la București, în data de 8 septembrie. A fost părit și un catalog al acestei expoziții, un catalog extraordinar ca calitate informațională, dar și ca copertă, hârtie, imagine, deci extraordinar de frumos. Sper în curând colegii de la București să ne-l transmită și să avem și noi aici la Chișinău. Un alt eveniment la care vreau să atrag atenție este 14 septembrie, ceea ce a vorbit și domnul ministru, întâlnirea membrilor Comisiei pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din București și România. Muzeul nostru va veni în cadrul evenimentului cu o expoziție de port popular, special de cămășă faltiță. Încercăm să punem în evidență acest dosar, mai bine spus elementul, să punem în evidență elementul cămășii faltiță, deoarece a fost un dosar foarte complicat, dar datorită efortului colegilor din România și din Republica Moldova am reușit să finalizăm și sunt sigur că la finele acestui an acest dosar va fi acceptat în lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial. Un alt eveniment surpriză, dar și ca unicitate, deci vorbim de prima ediție a Festivalului Legendelor de la Țipova. Țipova este o filială a muzeului nostru, o filială foarte solicitată de public și iată, inspirându-ne cumva din experiența unor țări, special Suedia, unde acest concept de storytelling este foarte utilizat și aplicat așa, valorificat foarte mult, chiar câștigându-se și bani prin aceste proiecte, deci încercăm să organizăm prima ediție a Festivalului Legendelor la Țipova. În cadrul acestui festival vor fi, desigur, va fi pus accent pe legende care
Sunt specifice acestui tărâm de la Țibova, va fi și un program artistic, un târg al mieștilor populare, va fi și unele surprize pentru copii, de aceea toți cei care sâmbătă, data de 17 septembrie, au timp liber, invităm la Țibova, deci la acest festival. Este un festival organizat în parteneriat cu autoritățile locale și cu pensiunea Muzii, o pensiune care chiar este în preajma acestei rezervații, o pensiune cu care am implementat mai multe proiecte culturale pe parcursul ultimilor 2-3 ani de zile, deci își deschid ușile, porțile pentru acest eveniment. Pe data 23 septembrie, desigur, pe lângă această promovare a patrimoniului cultural, punem accent și pe componenta științifică și atât pe data 23 septembrie, organizăm a treia ediție a conferinței științifice istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabiene din la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Este o expoziție în memoria academicianului Istvan Frățiman, la treia ediție, de aceea toți cei care vor să cunoască despre personalitățile din Basarabia, despre alte evenimente istorice, vă invităm început cu ora 10 în sala de conferință a muzeului nostru. În perioada 24-25 septembrie, tradițional, organizăm Târgul Mieștilor Popular în curtea muzeului nostru și încheiem în zilele europene ale patrimoniului pe data 28 septembrie cu inaugurarea unei expoziții, iarăși originală, cred eu, dar vreau să fac o mică remarcă. Acum, cred că jumătate de an am inițiat proiectul de conservare și consolidare a vitraliului din sala Nunta, un vitraliu vertical, cunoscut de foarte mulți, care arată foarte bine. Deci, și iată, colegii ne-am propus ca până la finele lunii septembrie să instalăm înapoi acel vitraliu, acum se fac ultimele lucrări și vom arăta publicul acest vitraliu după lucrările de consolidare și reabilitare. Și de lângă aceasta vom organiza și o expoziție de imagini prin care vom demonstra publicului tot procesul de intervenție asupra acestui vitraliu, cum s-a lucrat, deci cum specialistul nostru, expert, acreditat, cum a lucrat la acest vitraliu, ce lucrări a executat și cum arată vitraliul după toate acestea. Cam asta este programul nostru. Eu cred că este un program destul de consistent, foarte frumos și sper că oamenii care vor păși pragul muzeului nostru, dar și vor veni la filiala noastră din Țâmpova, să aibă un timp frumos și plăcut. Mulțumesc, domnul director. Eu o să fac o mică remarcă. Noi suntem la o conferință de presă comună, așa că să ne concentrăm foarte laconic pe program. Toți ziariștii vă îndemn, cine o să aibă întrebări față de un conducător anume, pe un program anume, pentru detalii, vă rog să-l abordați și să comunicați în detaliu ce se va întâmpla și cum. Vă rog mai departe. Domnul Tripa, mulțumim mult. Oferim în continuare cuvântul doamnei Maria Șmertinschi, director general al Muzeului Național de Literatură Mihail Cucămicean. Și permit să precizez că în acest an, zile, pentru prima dată, Zilele Europene ale Patrimoniului vor avea loc la sediul nou al muzeului, care, datorită insistențelor domnului Prodan, i-au fost pus la dispoziție sediul respectiv. A Ministerului. A întregului Minister. A domnului. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am să spun câteva cuvinte și am să încep să fiu succintă. Sigur că avem un program mai amplu. În programul nostru dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului sunt implicate și cele trei filiale care se află, filiala Alexandru Donici la Donici Orhei, filiala Grigore Vieru la Perelita Briceni și filiala Constantin Stamate la Ocnița Ocnița. Veți analiza, veți vedea programul general al Ministerului și ne veți regăsi acolo cu toate activitățile. Este adevărat, este pentru prima dată când Zilele Europene ale Patrimoniului se organizează și în sediul nou și aflat în gestiune al Muzeului Național de Literatură Mihail Cocălnicianu. Domnul
Vicol a prezentat o amplu activitățile pe care le organizează muzeul pe care îl reprezintă și am admirat acest program amplu. Este un muzeu vechi, cu o istorie mare, cu o clădire din 1903, din câte înțeleg eu. E bine, noi abia de intrăm în posesia acelor clădiri și avem și noi în spațiul nostru o clădire de patrimoniu. E patrimoniu arhitectural, parte din Palatul Reginei Serbiei, așa numită vilă urbană, vila Casa Pronin. Avem câteva expoziții care sunt în derulare, dar pentru prima dată în ultimii 30 de ani vom scoate din fondul de bază al muzeului, din probabil este de tezaur, câteva cărți rare din secolul XVII, de la începutul secolului XVII. Sunt cărți religioase, sunt manuscrise de cărți religioase. Cea mai veche este din 1619 și este tipărită la Academia Mihaileană, condusă de Petru Movilă de la Kiev. Vom expune câteva piese de acest gen, vom avea doar câteva zile pentru expunere, de aceea vă invităm să veniți să le vedeți. Eu cred că acesta este momentul forte al acestor zile ale patrimoniului. În rest, puteți vizita și acum cărți din secolul al XIX-lea, cărți care au apărut în timpul vieții scriitorilor care sunt reprezentați în expoziția Poeți Contemporani cu Eminescu, pe care o găzduim, o expoziție itinerantă venită de satul în care a copilărit Eminescu, de la Ipoteș, Botoșan. Apoi avem o expoziție amplă dedicată lui Mihai Cimpoi și o expoziție stradală dedicată lui Spiridon Vangheli. Și am spus aceste nume care sunt nume de patrimoniu, creatori de patrimoniu. Sigur că aș putea să vă mai spun și alte lucruri, dar anunț doar că tot în această perioadă vom lansa a patra ediție a concursului național de eseuri, care vor fi, iar cei care vor scrie vor fi în căutarea persoanelor și personalităților de patrimoniu din Republica Moldova. Vă invităm la Muzeul Național de Literatură, Mihail Cocănicea. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă director. Domnul Ciobanu, directorul rezervației culturale naturale, Hirundechi. Bună ziua! Stimați domnule ministru, stimați colegi, stimați reprezentanți a mass media. Anul acesta, rezervația cultural naturală Orhiei Vechi, ca și anii precedenți, și-a pregătit un program pentru marcarea zilului europene de patrimoniu. Și așa cum rezervația are un specific aparte, deci ea, această instituție are în gestiune practic toate componentele patrimoniului. Aici vorbim și patrimoniul natural și patrimoniul cultural ca divers, arheologic, arhitectural, etnografic, etc. Deci, seria de evenimente de la Orhiei Vechi va demara pe data de 19 septembrie și anume cu inaugurarea unei expoziții fotografice care va scoate, va ilustra cercetările arheologice care au avut loc pe parcursul la mai bine de jumate de veac la Orhiei Vechi, care poze care au fost regăsite în Arhiva Națională a Republicii Moldova, dar și în Arhiva Rezervației. Deci poze practic care prima dată vor apărea în spațiu public, deci o parte din ele au mai apărut pe ecranele sălii cinematografelor, deci cu acele scurt metraje documentare care erau făcute de către Moldova Film în perioada sovietică. Deci o expoziție care vă invităm să o vedeți. Următorul eveniment va fi o masă rotundă prin care va cu genericul integrarea patrimoniului arhitectural în circuitul turistic, unde vom încerca să scoatem în evidență acele perle ale arhitecturii vernaculare din teritoriul rezervației. Ele sunt multe, deci cu părere de rău, nu toate sunt valorificate și prin această masă rotundă, deci încercăm să
scoate evidență metode de restaurare și de introducere în circuitul turistic, dar totodată pe parcursul zilei, pe un ecran mare, în zona complexului administrativ al rezervației, va rula imagini cu reconstrucție 3D a mai multor obiective din teritoriul localităților din cadrul rezervației. Nu am lăsat fără atenție și componenta cadrului natural, respectiv va fi organizat împreună cu voluntarii, deci o acțiune de salubritate pe toată lungimea râului din rezervație râului Răut și aceasta va atrage atenția asupra problemelor ecologice care sunt în rezervație. Nu am lăsat și componenta artei fără atenție pe parcursul la aproape 2 săptămâni de zile împreună cu studenții de la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, vorbesc despre sculptori, va fi organizată o tabără de sculptură unde vor face replici ale elementelor de arhitectură prezente pe teritoriul rezervației și la sfârșit ca acestea să rămână și să devină ca o atracție turistică în plus pentru vizitatorii de la Orhiei Vechi. Deci, evenimente sunt multe, dar așa cum am menționat, încercăm să atingem toate componentele patrimoniului și la sfârșit ne propunem, dat fiind că sunt zilele europene ale patrimoniului, să deschidem oficial fondul arheologic și antropologic din cadrul rezervației, care pentru prima dată le vom oferi un spațiu adecvat de păstrare ale artefactelor care le avem în fondul muzeilor rezervației. Deci, vă invităm și să fiți alături de noi toate evenimentele care le avem planificate pentru public. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Domnul Dumitru Ierăciuc, directorul Agenției de Inspectare a Muzeului. Bună ziua, domnul ministru, stimați colegi! Începând cu în contextul inițiativei Consiliului Europei pentru declararea zilelor europene ale patrimoniului, cu genericul patrimoniu durabil, care are drept scop conștientizarea efectelor schimbărilor de mediu, inclusiv climatice, asupra patrimoniului imobil, împreună cu echipa Agenției de Inspectare a Monumentelor, vă invităm să vizitați oficiul Agenției de Inspectare a Monumentelor pe strada Sfatului Țării 8, în Chișinău, să, începând cu 19 septembrie, pe 21 septembrie dorim să organizăm o seară de film, niște filme documentare făcute, montate, filmate de către inspectorii agenției, de către echipa agenției, începând cu orele 19:00, deci va fi o seară de film, în care niște filme prin care vom arăta de fapt, care sunt conacele și monumentele care necesită a fi valorificate, dar și cele care sunt deja valorificate și puse în circuitul civil. Miercuri, deci 21 septembrie, începând cu vineri, deja 23 septembrie 2022, începând cu ora 15, își va deschide larg ușile expoziția 10 strigăte ale patrimoniului imobil, unde vor fi prezentate 10 conace, care cele mai afectate din cele 240 de imobile distruse, să zicem, sau într-o stare deplorabilă, din cele 5600 de monumente de arhitectură. Totodată vor fi prezentate și 10 exemple de conace, de monumente de arhitectură deja puse în valoare. Și pe parcursul întregii perioade, 19-26 septembrie 2022, specialiștii agenției vor oferi informații și materiale didactice
cu privire la patrimoniul cultural al Republicii Moldova, vă așteptăm cu drag în cinta agenției de inspectare a monumentului. Vă mulțumesc. În continuare, o să oferim cuvântul domnului Tudor Zdurnea, director general al Muzeului Național de Artă a Moldovei. Așa cum v-am obișnuit deja la Muzeul Național de Artă a Moldovei, deschidem aproape concomitent trei expoziții. Putem vorbi despre ele ca elemente în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, dar este o activitate curentă ca a oricărui muzeu. Deci vom avea, în primul rând, data de 14, vom deschide o expoziție cu genericul acasă, o expoziție de artă contemporană care incorporează mai multe genuri de artă și în special arta alternativă. Avem în cadrul acestei expoziții, curatoriată de Valeria Barbas, artiști de mare notorietate, așa cum ne-am obișnuit să apelăm la artiști internaționali în asemenea cazuri. Este vorba de Dan Petrovski, un artist foarte cunoscut în lume, care va expune în lucrările Sindera Pesimeză în cadrul acestei expoziții. Și o serie de artiști, bineînțeles, de la noi, într-un noi și video, și instalație, și pictură, și grafică, artă ancorată și în social, dar și în politic. Deci este o expoziție de anvergură în acest sens, în sensul genurilor. De ce se numește acasă? Deci este expoziția care vine, de fapt, în urma acestor tragice evenimente legate de războiul din Ucraina, despre refugiați, despre cei care au trecut frontiera și în parte s-au oprit la noi sau mers mai departe. Sunt lucrări inclusiv în cadrul unor ateliere de creații cu copii ucraineni. Deci este în cadrul expoziției, sigur, expun și artiștii profesioniști ucraineni inclusiv. Pe data de 15 vom deschide o expoziție de artă grafică, artă universală, artă veche, cu secolele 17, 18, 19, scene de gen. Știți că grafica se expune mai rar pentru că trebuie protejată de razele infraroșii, ultraviolete. Și din cauza asta, acum avem condiții ca să le putem conserva pentru expunere și vom încerca să expunem periodic expoziții de grafică. Pe o perioadă de 45-60 de zile, așa cum se cuvine conform normelor, scene de gen, lucrări care se bucură foarte mult de interesul publicului larg, pentru că e vorba de viața cotidiană, pe care noi o căutăm mereu să vedem ce se întâmplă în lume, în diverse perioade. Pe data de 16 vom deschide o expoziție la fel legată oarecum de casă. Este un proiect fotografic a unui fotograf care încet, încet se face cunoscut în mediul artelor vizuale la noi. E vorba de Aurel Cepoi. Am mai avut un proiect cu el, un proiect din Iran, un proiect care s-a bucurat de succes acum 2 ani, cred că. Acum vine cu un proiect între cer și pământ, dar e vorba de om, de uman, legat de un mod de dezumanizare a spațiului rural, în special a caselor părăsite din sate și nu doar acest fenomen, dar se pune în discuție și în valoare obiectul care a legat un anumit om, un anumit destin. Deci este un proiect extrem de interesant și eu sper că el să-și găsească oglindirea și în mass media. Nu l-am... nu i-am dat curs așa cum era planificat în luna martie, pentru că s-a început războiul și oarecum
a fost exodul de refugiați care venea cu o altă dramă și acea tragedie pe care am simțit-o cu toții, am zis să-l abandonăm pentru o anumită vreme, dar acum am găsit de cuvință că putem expune acest proiect și sunt sigur că se va bucura de un larg interes. Între paranteze, aș vrea să spun și aici pentru mass media în special, domnul ministru știe, cred că aveți în agenda pentru sâmbătă, 7. M-am lăsat pe dumneavoastră să faceți acest anunț minunat. Evenimentul, eu cred că la ora actuală este, cred, unul dintre cele mai importante pe care le putem avea discuții din legate de conservarea patrimoniului de salvgardare. E vorba de pictura din Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, un proiect finanțat de Statele Unite, dar și de Guvernul Republicii Moldova, care ușor se apropie de final. Trebuie să vă spun că pictura deja este practic conservată aproape integral. Deci urmează să continuă procesele de integrare a lacunilor, așa cum spunem noi, integrare estetică, care va mai dura, dar conform proiectelor de finanțare, programul de finanțare din fondul ambasadorului, acest proiect care trebuie să-l închidem în sfârșit de septembrie, vom încheia acest proiect și cu toate că vor continua lucrările de integrare estetică, vom încerca să deschidem acest obiectiv pentru public. Pe măsura posibilităților, publicul să aibă acces la această frescă de mare valoare, este de unicat în Moldova. Modul de amenajare și de sistematizare terenului și amenajarea terenului aferent este unul excepțional, făcut după un proiect realizat de arhitecții noștri de aici, început de regretatul Bâzbu și oarecum finalizat de Boris Gangal și Sergiu Berbunis. Este un final pe care îl putem considera reușit în sensul salvaderii unor monumente de mare importanță istorică, dar și estetică. Așa că vă invităm sâmbătă, dacă aveți timp, la ora 2, la Căușeni, și va fi foarte interesant. La fel ca și la Țâpova sau la Orhiei Vechi. Eu aș vrea să deschid o paranteză aici și pe această cale să aduc sincere mulțumiri poporului american, ambasadei, lucrătorilor ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova pentru acest suport extraordinar. Investiția Statelor Unite este una majoră, se ridică la 1.200.000. 1.069.000. 1.000.000, mai exact, domn director știe că e filiala Muzeului de Arte, această biserică, și deci este într-adevăr cel mai important obiect de patrimoniu, unul dintre cele mai importante din Republica Moldova. Este o frescă unicală, brâncovineană, care a fost restaurată după toate cerințele restaurării moderne. Spațiul în jurul bisericii amenajat după cerințele moderne unui muzeu contemporan. Deci este un obiect, un obiectiv cu care putem să ne mândrim pe adevăratele și să dăm un exemplu cum se poate de făcut și cum trebuie să se facă restaurarea și intervenția la monumentele istorice. Vreau să zic totodată că acest proiect a servit un exemplu foarte bun pentru revitalizarea sau începutul revitalizării școlii de restauratori în Republica Moldova. Vom acorda o atenție sporită, sper anul viitor, dar în orice caz în timpul cât mai apropiat, ca să nu se piardă această experiență. Deci la acest obiectiv au lucrat și restauratori, lucrători din Republica Moldova și noi când ne-am întâlnit de nenumărate ori la fața locului, de fiecare dată ne-a spus
Fraților, meseria nu se învață, meseria se fură, deci noi avem nevoie de specialiști buni veniți pe un termen scurt, care să facă lucrări exemplare ca specialiștii noștri să poată deprinde aceste practici moderne, mondiale și vom acorda o atenție sporită dezvoltării școlii de arhitectură. Deci vă așteptăm cu drag sâmbătă, da? Pe data sâmbătă, deci, la ora 14 la Căușeni va fi un eveniment de talie mondială. Totodată, dacă am deschis paratezele, mi-am amintit că trebuie să menționăm în graficul nostru de evenimente culturale, deci la Taraclia, pe 17, da? Pe 17 va avea loc festivalul etnofolcloric Unitate prin Diversitate, un festival important, un festival care vine să pună în valoare specificul etnofolcloric al fiecărei etnii conlocuitoare în Republica Moldova, ca să ne cunoaștem mai bine și să stabilim o relație și o prietenie durabilă ca cetățeni a acestui stat, deci și la Taraclia vă așteptăm cu drag. În continuare, urmăm pe domnul Oleg Volantier, director artistic al Centrului Național pentru Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, să prezinte acțiunile instituției legate. Mulțumesc! Stimate domnule ministru, stimați colegi, stimați colegi din mass media, instituția pe care o reprezint își are activitățile de zi cu zi, legate, evident, de promovarea patrimoniului și, în primul rând, vorbim aici de patrimoniul imaterial, care includ activități care includ aproape toate elementele culturii tradiționale și toate genurile și speciile folclorului autentic, care ca parte componentă a patrimoniului cultural. Am încercat să divizăm aceste activități în două subgrupe. Prima ar fi una metodologică de asistență și a doua ar fi cea de promovare propriu-zisă a valorilor artistice, componente a patrimoniului cultural. Debutăm în această ordine de idei cu tradițional deja zile Ziua Ușilor Deschise, în cadrul căreia cetățenii, conducători de formații, artiștii, amatori, dar în primul rând studenții instituțiilor de orientare muzicală, să zic artistică, vizitează instituția noastră și se familiarizează cu principiile și concepțiile de activitate. O mândrie aparte a instituției noastre este arhiva de folclor pe care o punem la dispoziția tuturor iubitorilor și promotorilor de cultură tradițională și în această zi facem ca toți cei îndrăgostiți de frumos să aibă acces direct la această arhivă pentru a promova mai departe, a se documenta și a promova aceste valori pe care le depozităm și le conservăm deja de mulți ani. Instituția noastră are 85 de ani de activitate și vă dați seama că pe parcursul acestui timp colegii întotdeauna au pus accent anume pe documentare, pe cercetare și pe conservarea tot ce numim noi cultură tradițională pentru a demonstra că acestea sunt elemente definitorii ale culturii și ale neamului nostru. Vorbim de activități metodologice, aici vreau să menționez întrunirea conducătorilor și regizorilor de teatre populare amatoricești din Republica Moldova. În cadrul acestui eveniment, specialiștii în domeniu vor interveni cu discursuri și cu teme care vin să ajute conducătorii din teritoriu să-și formeze concepții despre repertoriu, să facă cunoștințe cu tehnici și metode noi de regizare și de montare a pieselor și punem accent aici pe repertoriul dramaturgiei naționale. Ne dorim ca în toată Republica, în toate scenele să fie prezentate spectacole ale dramaturgilor noștri și iată, aceste întruniri fac posibilul ca conducătorii acestor colective să se familiarizeze și din
din sursele pe care noi le promovăm, să-și îmbogățească concepția de repertoriu și abilitățile personale în ceea ce numim noi artă teatrală. Un alt aspect metodologic ar fi întrunirea coreografilor. Și aici vreau să atrag atenția, fiindcă avem un eveniment unic de promovare a dansului folcloric pentru copii. Evenimente care, cu regret, mai puțin se întâmplă în ultimul timp, fiindcă acest spectru de activitate s-a cam dat uitării și acum insistăm pe acest element folcloric dedicat copiilor să fie revitalizat și să fie pus în activitate artistică a majorității, a tuturor colectivilor, să zic, care promovează dans folcloric. La acest capitol avem și o întâlnire a meșterilor populari și nu uităm aici de elementele de croșetare și de confecționare a pieselor de cort popular și, în primul rând, a cămașei cu alpiță. Avem nevoie de instruirea meșterilor la acest capitol ca să urmărească într-un fel și să redea aspectul tradițional a elementelor de port popular, fiindcă noi, într-o anumită măsură, am pierdut mai mult timp și multe din aceste elemente s-au pierdut. Lezile de zestre, zic eu, din satele noastre, cu regret, nu mai conțin aceste podoabe tradiționale, sunt foarte rare și acum insistăm pe acest capitol, insistăm să reușim, măcar cât de puțin, să reușim să descoperim, să revitalizăm și să punem în practică aceste tehnici, aceste elemente tradiționale ale costumului popular. Deci, și pe final acestei perioade de promovare a patrimoniului cultural imaterial, organizăm un spectacol în cadrul festivalului Doinilor. Deci, iarăși revin la această situație un pic dureroasă pentru activitatea noastră artistică. Doina și balada, care sunt elementele asupra cărora planează riscul de dispariție din viața artistică, să zic. Și prin aceste evenimente încercăm să promovăm anume aceste două elemente ale culturii tradiționale, care sunt foarte fragile și, într-un fel, definitorii, dacă doriți, pentru muzica noastră tradițională. Folclorul muzical nu ar fi el complet și nu ar fi atât de valoros și spectaculos dacă nu am avea și nu am readuce în circuitul artistic aceste valoroase opere, precum sunt Doinele și Baladele. Și atât, în cadrul acestui eveniment, începem să punem în scenă interpreți, tineri interpreți care s-au manifestat în cadrul evenimentelor, interpreți mai experimentați, care pot să transmită aceste experiențe și să familiarizăm publicul cu aceste valori artistice care sunt de o importanță națională. Mulțumesc. Domnul Vlad Vornic, directorul Agenției Naționale Arheologice. Stimate domnule ministru, stimați colegi, dragi jurnaliști, după cum ați putut vedea în cele relatate de colegii noștri, cele mai multe evenimente, puteți, din cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, vor fi organizate în Chișinău. Evident, avem și instituții, cum este Rezervația Cultural Naturală Orhei Vechi. În cadrul acestei instituții frumoase se vor organiza evenimente. Noi însă vom organiza niște manifestări, evenimente culturale, în provincie. Și nu uităm, noi, cum ne exprimăm uneori, da, de teritoriu. E vorba de localitățile Republicii Moldova, care au cele mai multe un bogat și variat patrimoniu arheologic. Și iată un prim eveniment pe care îl vom organiza în data de 22 septembrie, va fi la Costești, Raionul Iarăugeni, în cadrul unui sit arheologic de valoare excepțională, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru o întinsă zonă din răsăritul Europei. E un sit arheologic în care deja de câțiva ani efectuăm cercetări arheologice de salvare. În acest an însă
zilele următoare deschidem acest șantier arheologic în cadrul unor săpături cercetări arheologice preventive cu prelejul unor lucrări de excavare, din păcate, în cadrul acestui sit, dar știm că an de an acest valoros monument arheologic furnizează descoperiri excepționale. Și atât, în colaborare cu secția Culturii Eloveni, Primăria Costești, vom organiza o zi a porților deschise la șantierul arheologic din punctul Costești-Mirlea. Și avem experiența altor ani unde organizam asemenea, dar și în acest an, la Trinca, iată, săptămâna trecută. E important că acest valoros sit arheologic, care reprezintă, de fapt, un oraș din secolul XIV, contemporan, sincron cu ceea ce avem la Orhiei Vechi, dar are și alte orizonturi culturale, de atât din alte epoci, prezintă vestigii excepționale pentru patrimoniul cultural și pentru știință, și atât e important ca și publicul larg, și mai ales noua, tânăra generație, să cunoască ce dispune acest sat, cum este Costești, și acest valoros monument arheologic. Și atât în ziua de 22 de septembrie, la prânz, după prânz, deja vor veni elevi din cadrul diferitor licee, gimnazii, din cadrul raionului Ialoveni. Evident, vă invităm și pe dumneavoastră, sigur, vor fi descoperiri care vor fi realizate în zilele următoare. Sunt structuri arheologice scoase la lumină în anii trecuți și sunt la vedere. Niște cuptoare de mari dimensiuni de ars piatră de var din secolul XIV, încă la vedere, dar sigur și în acest șantier arheologic care îl deschidem în zilele următoare, vor fi vestigii, descoperiri importante. Următorul eveniment îl vom organiza tot în cadrul Raionului Ialoveni, mai exact la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie de la Văsieni. Și vom organiza o expoziție fotografică la acest muzeu cu cele mai importante vestigii descoperite de-a lungul timpului, dar și în ultimii ani de Agenția Națională Arheologică, în raza, în perimetrul acestui raion. Și această expoziție fotografică va conține mai multe planșe color cu descoperiri și cu imagini de pe șantiere arheologice. De asemenea, noi deja am și elaborat pentru toate aceste evenimente și leantele așa, corespunzătoare, cu informații succinte despre patrimoniul arheologic pe care îl prezintă fie localitatea, fie raionul în ansamblu. Și atât, cu ocazia acestui eveniment, de evenisare acestei expoziții cu planșe, care vor fi apoi transmise acestui muzeu, la fel cum vor fi transmise și o serie de descoperiri arheologice realizate de agenția noastră în ultimii ani, atât în perimetrul raionului, în diferite localități, dar mai ales la Costești, pentru că acest muzeu de la Văsieni este unul de importanță raională și conține un bogat patrimoniu cultural și această colecție de bunuri patrimoniale trebuie îmbogățită. Și agenția noastră, în ultima perioadă, a contribuit mult la dezvoltarea acestor muzee locale sau raionale. Și un alt eveniment, deja în ziua de închidere a Zilelor Europene ale Patrimoniului, va fi organizat, desfășurat la Călăraș, un muzeu pochet care se dezvoltă frumos în ultima perioadă și la fel vom organiza o expoziție de fotografii. Agenția a contribuit în ultima perioadă la îmbogățirea acestui muzeu cu colecții de bunuri arheologice, unele de valoare deosebită. Efectuate cercetările au fost în ultimii ani la Călăraș sau în raionul Călăraș, în diferite alte situri, cum sunt cele de la Vălcineț, Tuzara, și colegul domnul Ion Ciobanu mă completează, pentru că a participat și el la cele cercetări acum 4 ani, și vom organiza după aceasta o excursie la un sit arheologic din preajma Călărașilor, la Tuzara, de unde provine probabil însăși localitatea propriu-zisă, pentru că Tuzara apoi s-a extins, Călărașii însăși de acolo probabil vin. E un sit arheologic descoperit recent de muzeograful Iacob Mândrescu, istoric, așa,
Și noi am făcut o prospectare de suprafață, e un sit deosebit și deja avem niște descoperiri interesante și e important, mai ales ca tinerii ce vin după noi, să-și cunoască patrimoniul local și evident, el trebuie în primul rând protejat, cunoscut, studiat și pus în valoare adecvată, corespunzătoare. Eu vă mulțumesc, dacă sunt întrebări, sunt la dispoziția noastră. Deci, vă mulțumesc, este o întrebare importantă. Chiar vroiam pe final să vin cu aceste detalii din propria inițiativă. Dosarul Cămașa cu Altiță, depus la UNESCO de către România împreună cu Republica Moldova, este pe ultima sută de metri. La sfârșitul noiembrie, începutul decembrie, trebuie să aibă loc ședința finală, decizională, unde UNESCO, Comisia, se va pronunța vis-a-vis de acest dosar. Este extrem de important pentru noi ca acest dosar să fie înregistrat, pentru, mai ales în situația când țara noastră a obținut statutul de țară candidat, și aici mă refer doar nu la acest dosar, ci în genere la domeniul patrimoniului, culturii în general. Patrimoniul este pus în valoare atunci când este văzut și apreciat de oameni. Deci valoarea patrimoniului nostru cu care vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană, punerea în valoare acestui patrimoniu, mai bine zis, depinde acum foarte mult de noi. Cum vizităm aceste evenimente, cum vizităm aceste situri arheologice, cum vizităm aceste muzee, cum înțelegem valoarea patrimoniului pe care o avem, fix așa va fi percepută de către europeni imaginea Republicii Moldova. Deci este un exercițiu extrem de important pentru că imaginea cu care vrem noi să ne integrăm, de care vrem să convingem, este de a convinge Uniunea Europeană că aici, în Republica Moldova, avem o societate cultă, educată, care trăiește într-un mediu neafectat, într-un mediu curat. Toate celelalte sunt rezolvabile. Iată, aceste trei elemente sunt de bază pentru a avea un punct serios de pornire în această integrare a noastră în Uniunea Europeană. Și aici vreau să aduc sincere mulțumiri Ministerului Culturii al României, domnului ministru Romașcanu, Departamentului pentru Relațiile cu Republica Moldova, pentru că în această situație, pe ultima sută de metri acestui dosar, Bucureștiul vine la Chișinău pentru ca să facem împreună aceste evenimente și, de fapt, acest eveniment, în mare parte, este finanțat de partea română. Ședința comisiilor, ședința comună a comisiilor, este un exercițiu tehnic, dar care va avea loc aici, la Chișinău, pentru a pune în valoare Chișinău, Republica Moldova, pentru a da importanța acestui eveniment și seara va avea loc această vernisare a cămășilor cu Altiță din patrimoniul României și a Republicii Moldova. Cămășile de patrimoniu care nu pot fi îmbrăcate pe manechin vii, pe oameni, pe persoane, vor fi doar pe expuse pe manechini, dar vom face și defileu cu replici ale cămășilor autentice pe care le va aduce partea română cu ei și noi vom organiza aici acest eveniment. De ce acest eveniment? Pentru a pune în valoare dosarul, pentru a căpăta, a convinge reprezentanții misiunilor diplomatice din Republica Moldova să fie partizanii noștri în țările lor, să comunice importanța acestui dosar
acestui element de patrimoniu mondial care este cămașa cu altiță și de fapt să comunice despre starea de spirit, despre lucrurile, despre nivelul de cultură a societății noastre ca și țară candidat pentru integrare în Uniunea Europeană. Iată că aceste evenimente au loc aici la Chișinău cu o susținere enormă din partea României, suntem recunoscători, participăm desigur și noi. Ceea ce ține de a doua întrebare a fost de bugetul... Da, bugetul în mare parte nu este ceva, nu este extraordinar, nu depășește, poftim, 250.000 de lei, doar 250.000 de lei pentru atâtea evenimente culturale interesante, unicale, deci iată cum ar fi un sit arheologic. Îndemnăm părinții să vină cu copiii să vadă cum se întâmplă aceste descoperiri. Da? Pentru că această experiență este extrem de interesantă. Nu doar deci vizitarea muzeilor și savurarea imaginii obiectelor expuse. Iată, procesul cum are loc, restaurarea, cum are loc excavarea, deci toate procesele din domeniul culturii, din activitățile în domeniul culturii sunt extrem de interesante și noi vom pune accent pe popularizarea lor, astfel încât să avem tineri care de mici copii își vor visa să devină arheologi, să devină restauratori, să devină muzeografi, să devină artiști. Și vom interveni în primul rând pe domeniul salarizării oamenilor de cultură în Republica Moldova. Este o problemă extrem de gravă, extrem de importantă, în care trebuie de intervenit urgent. Nu este o problemă doar de lipsă de fonduri. Pentru că fonduri suficiente, nu cunosc nicio țară care va spune, știți, avem fonduri suficiente și nu mai știm ce să facem cu ele. Banii întotdeauna nu ajung. Dar iată cum sunt valorificați acești bani, cum sunt puși în serviciul culturii, care este plus valoarea care este oferită în urma investiției acestor bani, fie în evenimente culturale, fie în procese în construcții, în restaurări, în salarizarea oamenilor de cultură și în școlarizarea lor pe durata întregii vieți. Sunt niște probleme extrem de importante. Vreau să vă asigur că Ministerul Culturii se ocupă la modul serios și sistemic. Nu doar fragmentar pe anumite segmente care necesită intervenție urgentă. De aceea, poate, viteza cu care ne mișcăm acum lasă de dorit. Înțeleg acest lucru. Depunem eforturi să mișcăm cât mai repede. Dar până ajunge a cere o anumită sumă de bani pentru un domeniu sau pentru un segment sau altul, noi trebuie să avem tabloul în întregime. Am anticipat, cred, o întrebare în acest sens. Da. Mulțumesc. Alte întrebări, vă rog. Vreau, dacă permiteți, o completare. Deci, ceea ce ține de rezervația culturală naturală Orhiei Victor, cât și colegii, informația va fi afișată pe pagina, pe site-ul instituției, dar și pe pagina de Facebook. Deci, de fiecare dată va fi anunțat eveniment, așa că vă vom ține la curent în detalii cu toate acțiunile care vor urma parcursul acestei perioade când se marchează zilele Ordinii ale Patrimoniului Republica Moldova. Vă îndemnăm să veniți la evenimentele, nu doar să anunțați din timp evenimentul, să veniți la evenimente, să faceți reportaje despre aceste evenimente. Sunt extrem de important să comunicăm ce a fost și noi ne dăm foarte bine seama de importanța mass media și vrem să vă molipsim de ideea culturii. Noi lucrăm acum asupra unui proiect de hotărâre de guvern care va prevedea pentru anul viitor, în măsura posibilităților financiare, stimularea mass-mediei de a
oglindi, de a reflecta evenimentele culturale. Deci acele instituții mass media care își vor redeschide butonul cultura și vor avea grijă de completarea acestei pagini în permanență cu evenimente culturale și vreau să vă asigur că cred că deja sunteți martorii acestui fapt că densitatea evenimentelor culturale este una extrem de mare, chiar și pe durata verii au fost festivaluri de muzică, festivalul de muzică clasică, Descoperă la Orhei Vechi, festivalul Lupilor, care a trecut ca un vârtej pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Deci avem ce comunica, avem evenimente, vă îndemnăm să participați în acest exercițiu de ridicare a nivelului de cultură general în Republica Moldova și de creșterea interesului cetățenilor față de cultura autentică, față de patrimoniu autentic, de luptă cu chiciurile și cu non-cultura, astfel ca să revenim, să punem în valoare, să salvăm și să putem transmite generațiilor următoare elementele autentice care, într-adevăr, prezintă valoare la nivel mondial. Vă mulțumim! Vă mulțumim mult pentru participare și dacă vreți, puteți să...